Părătăt cazul dat care v-am trimis este video. E că cazul dat care a spus atunci că hainele nu au fost deteorate, îngrijitor s-a uitat cu hainele. Acolo este... Aici pe fotografii par haine întregi, dar acolo pe video ce se vede? Nu avem acum, dar acolo în video este arătat cum hainele sunt rupte. Sunt rupte complet. Dar cum s-a întâmplat? Ei s-au bătut și după aceea hainele au apărut la omul ăsta în mașină sau cum? El l-a bătut. Atac mai vechi, știți să nu vă în mașină. Da. Păi asta întreb, da? Hainele dumneavoastră au apărut la el în mașină și poliția a constatat că hainele dumneavoastră erau la el în mașină, da? Asta, hainele lui, nu, dacă el o spune pe stătă locul că el nu-i de vină, nu trebuie să iei haine străine și le pui în mașină. Cu asta el a dovedit că el a făcut cazul ăsta. Cu asta el a dovedit. E că eu vă arăt, eu am vrut să vă arăt încă ceva. Cum a doilea sau a treilea avocat a nostru a scris plângere la Inspectoratul General al Poliției în Mai, Direcția Generală Urmării Penală, domnului șef Grigore Moga. Uitați-vă cum scrie avocatul, cum a fost încălcat, cum a fost bătut soțul, cum, cu toate că cetățeană Piestră a prezentat o mulțime de probe, martorii și înregistrări, viu se confirmă vinovăția lui Munteanu Vladimir în comiterea infracțiunilor prevăzute de articolul 287, articolul 187, alineatul 2 și articolul 152, alineatul 1, care se ascunde tot, procurorul Carolina Lupașcu tot ascunde și poliția botanică tot o ascuns. Păi ascunde, dar scoate ordonanță de încetare a urmăririi penale, da, împotriva lui Munteanu. Împotriva lui Munteanu, în folosul lui Munteanu. Bun, și avocatul a făcut demersuri bune, da? A făcut demersuri foarte bune. Aici s-a arătat, avocatul a arătat, a scris cum expertiza nu s-a depus materialul la... În final, fiind constatat, Centrul de Medicină Legală mi-a comunicat că expertiza nu a fost efectuată pe motiv că organul de urmărire penală nu i-a expediat în adresa centrului actele solicitate prin demersul numărul 889 din 26-27. Cum s-a ascuns materialul tot, cum a fost el bătut, tot s-a ascuns. O ascuns și poliția, s-a ascuns și procuratura. Amuia, vă citesc ca să se înțelegi. În acest context, constatăm că certitudinile faptului că organul de urmărire penală al IPI Botanica, în persoana ofițerului de urmărire penală Ceban Tatian, are un interes de efectuare a urmăririi penale. Un interes. Interes asta înseamnă că între dânsul ceva acolo, eu știu și interes este la efectuare. Cu pretențiile la Botanica. Da, da. Adică, eu sunt procurorul municipiului. Nu. Noi am primit de la dumneavoastră foarte mult material care ne-ați refuzat. Și Roșuorul s-a implicat și tot a rămas dosarul la Botanica. Oamenii vor rămâne la Stoianoglu. Ce să faci aici? Acum 2 ani jumătate ne duce din nas procurorul Cimbire Marcel și procurorul Carolina Lupașcu. Și de la dumneavoastră am primit foarte multe refuzuri, anume de la... Dumneavoastră sunteți șapte frate, domnul șapte frate. Ați fost în audiență la domnul Cimbire? Am fost în 2013. Dar care-i cazul? Dacă vă păcitați... Luați omul bătaie și dosar penal nu-ți face. Avocatul cum scrie, cum a fost ascuns tot. Procuratura generală. Putem să limităm domnul Cimbire în ședință, să-i dăm probleme de fapt. Dar domnul Cimbire până să fie... În jumătate de oră. Dacă doriți, azi zi de audiență. Azi zi de audiență? Da, poți. Credeți-mă că noi să facem. Noi am vrut să fim primit la domnul Stoianoglu. Am fost acolo, am fost acolo. Eu propun să intrăm, să discutăm întrebarea cu invitarea lui Cimbire. Iată așa ne-a invitat domnul Roșuoru. Și nu, asta toamnă, undeva prin septembrie, august-septembrie. Și iată așa nu s-a clarificat nimic. Domnul Procuratorul General de aici a trimit domnul la Procuratura Botanica și domnul Marcel Cimbir cu Carolina Lupașcu tot ascund. Mergem să invităm procurorii în ședință, dacă doriți... Decizia instanței nici nu era definitivă și Carolina Lupașcu s-a apucat să emită altă ordonanță. Da. Dar nu se vede reavoința sau neprofesionalism sau corupția în cazul lor? De ce nu se recuzează instanța? De ce nu se schimbă de la Procuratura Botanică? Au fost la Roșuoru, au vorbit cu Roșuoru astăzi toamnă și nimic nu s-a schimbat, aceeași bătaie de joc de dosar. Я выбрал все свои.
включая апелляционную палату. Я предоставил Генеральной прокуратуре все эти решения как доказательства. Но все переадресовали ботаника, и ботаника были много. Прокуратура, ботаника, кто-то спустит, Ну, это сейчас же Валамурис, так часы. Ты врешь регистрат 100. Ну, как он врет? Ай, так он врет, мерзим, так, ну, ну. Да сходит фат ди domnul Brega. Facem audiență, eu n-am nevoie să... Ți-am zis că nu vrea. El nu vrea. El vrea să te scoate de la protest, nu-i deranjez. Asta e interesul lui, ca să te scoate de la protest și să mai aștept jumătate de an. Cum a făcut Roșuorul. Da, așa o procesă. Roșuorul tot așa. V-a zis, așteptați și ați așteptat jumătate de an. Ii vă închid gura, vă scot din protest, din stră. Mai departe, ascunde totul. Ca Munteanu să fie... Scos curat să iasă. Uitați-vă și scrie avocat cum s-au încălcat legile noastre. Uitați-vă ce a făcut poliția, cum a spus, totul a spus. Și expertiza nu a făcut, și video de la magazinul Librarius vis-a-vis de magazinul Botanica. Camera de supraveghere, da. Скажи, вот... Să vedem, dumneavoastră 30 ianuarie ați lăsat o cerere de primire în audiență, da? Da. Și acum doriți să fiți primit cu Burujan, dar cererea noastră încă nu a fost examinată ca să fiți primit în audiență. Înțelegeți, e un timp foarte scurt. Noi am și atunci vă spun de punct de vedere de algoritm, dar nu cunosc subiectul. Если вам сейчас предоставим сколько у вас на заявление только на господина Коронина, 25 черри. На Робу. Din dat să vedem ultima. Și aveți, este o cauză penală sau este un proces penal? Acum, ce am unde vreți de asta noi avem avocatul. Nu, vreau să înțeleg la ce fază acum e procesul. Este cauză penală, ca cu număr? Este cauză penală, penală care a fost deschis pe Munteanu Vladimir. Nu, asta, nu, asta e, da, lui Munteanu Vladimir, că a fost deschis 287, le-am întâlnut, a trecut 287. Și Munteanu cine? Munteanu Vladimir este șeful de fază la Firip Petrov, așa, vecinul nostru. Domnul Pestrov, soțul meu, soțul meu. A fost portat o cauză penală, prin domnul Pestrov, în baza aceleași acțiuni. Care a fost... Și articol. Какой у тебя был хулиганизм или чего, ну? Салватамари корпорал. Хулиганизм в привинции Лумунтьянов. Да, да. В отношении меня было открыто по 152-й положено. На команду после сделки. А, по лизун корпоралиме, да? Потом с меня сняли, потому что суд доказал лжесвидетельство. Шакума кауза перуон ла ботаника, да? Да, ла ботаника. Шмей экспедиты... Шмей экспедиты... Шмей экспедиты... Шмей экспедиты... Там фос, там фос, что он в сентябре... Ну, аудиенция ла прокурору Мунчик. Nu. Fost chiar la Roșuorul aici și au purtat cu vorba și dosarul tot a rămas la Botanica. Domnul Roșuorul este acuta cu conjal, dar e pe segmentul judiciar. Adică de când cauza se află... Și el a promis că dosarul să fie retras de la Botanica sau de la procurorii ce e lui Pașcu și... Последнее определение суда, которое было вынесено судьей, судья Чубану Сергея, вступило в законную силу. Доказан. Ordonanța a fost anulată. Da. Și el scoate altă ordonanță. Singurul judecătorii nou ne-a spus că trebuie să fie retras materialul de la Procuratura Botanică și transmis la Municipală sau în reunul Cicani, Buicani. Oricare alt sector, să nu fie la Botanică, că acolo e interes. Să nu fie la Botanică, acolo e caz de interes. Acolo e totul. Și nu retrag. Nu, nu, e ca să demă cuși ce să ne spună. Ca să demă cuși ce să ne spune. Vezi că îi deranjează protestele? Văd că îi deranjează, dar mine tot mă deranjează și ce face Munteanu Vladimir. Și asta e justiție de 3 ani, dosarul scăcăi. Dăm câte ordonanțe? Umblă cu mișiunile, atâtea mișiuni dăm. Eu încă n-am văzut atâtea mișiuni. Cum poate omul ăsta să măjească atâta? Nu știu. Deci publicăm video acela, l-ați făcut atunci când ați chemat poliția după bătaie. Când a chemat, n-ai chemat poliția. Poliția era la dâși în casă, poliția la noi nici nu a venit. Doi polițiști de la dâși în casă. Ia că uitează, polițistul nici nu... Nu, eu v-am spus unii este, care el nici nu a făcut nici un proces verbal, să întrebi. Să întrebi și scoanele este. Dar era de față un polițist acolo. Dar să vedeți, era, este acuși. Acuși vă arăt. Nu, dar este în video să vede că este un polițist de față. Și uitați-vă că... Când eu am văzut că el duce prin mașină să iei haine, știți cum îți duce mâna, mâța după o pasăre care vrea să o prinde? Așa e, pe târâș, știți cum? E că așa el duce pe târâș la mașină și o scos hainele. Munteanu ăsta. Da, o gândit că eu n-am să văd. Eu, pe exemplu, n-am avut telefon atunci la moment să filmez. E că așa o luat el hainele. Și ai văzut dumneata, o văzut soțul și o văzut polițistul care era de față. Soțul nu era, soțul era la urgență. Asta eu am văzut. Pur și simplu n-am avut cu ce filmat tot cazul ăsta. E că așa el minte pe stătă locul.
n-am văzut niciun martor să fie la judecată, n-am văzut niciodată el să vină la judecată să dovedească măcar ceva că el nu-i vinovat cu nimic. Dacă îl ajută procurorii. S-a ascuns sub fusta procurorului. Dar vină și dovedește, cum noi dovedim așa și vină și tu și dovedești. Nu, din contra, procuratura, poliția trebuie să-i demonstreze lui vina în instanță ca după aceea să fie tras la răspundere. Poliția o ascuns tot și procurorii o ascuns tot. Deci, de ce crezi că fac asta? Că sunt incompetenți procurorii și anchetatorii sau... Eu v-am spus nu odată, că și una și alta. Ia uitați-vă, avocatul nouă ne dă document de câte ori a fost telefonat anchetatorul Tatiana Ceban. În privința expertizei, uitați-vă cum tot s-a ascundit, tot s-a mâna. Asta e corespondența dumneavoastră cu cine? Nu, avocatul și cu anchetatorul Ceban Tatiana. Cum avocatul cere să fie făcută expertiza și cum e... Ia uitați-vă, păi da, și care e concluzia? Ce scrieți? Concluzia că întotdeauna spune că de azi pe mâini, de azi pe mâini. A mâna, anchetatorul. Avocatul întreba, faceți expertiză, faceți expertiză și ei nu făceau. Da, expertiza Pieserov. Vă sun eu, ia că vedeți, ia că uitați-vă cum Tatiana Ceban tot amenința. Dar Ceban fiind cine, Tatiana? Anchetator. Aha, o femeie anchetat cazul, da? De la botanică, e pe botanică. Expertiza nu-i gata, ce pot eu să fac, să mă duc eu să o fac? Vedeți? Și scrie. Dați-mi, vă rog, un număr de telefon de la ei să contacteze. Asta și dată, asta cam și dată era, după bătaie. Oi. Aici nu scrie nici... Asta a fost atunci, în 2016 până la anul nou. Deci câteva luni după aceea, da? Încă nu era expertiza gata. Până la anul nou, nu. Așa și nu a fost expertiza gata făcut. E că așa s-a ascuns tot. Tot s-a ascuns. Opa, căzut o hârtie. Bilețel. Stați, domnule. Asta să-mi întrerupeți și aici, asta parcă eu am vrut să spun. Ce să fac? Ce să fac? Să mă duc încolo?